Un tânăr din Padeș a fost reținut pentru conducere sub influența alcoolului. Șoferul în vârstă de 26 de ani a fost depistat în trafic în noaptea de 24 spre 25 decembrie 2019. Polițiștii au făcut semne să oprească, dar tânărul a mers mai departe. Oamenii legii au reușit să-l oprească forțat și să-l testeze cu aparatul etilotest, care a arătat o concentrație de 0,69 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. La data de 7 ianuarie anul curent, polițiști din cadrul poliției orașului Tismana au reținut pentru 24 de ore și introdus în centru de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj un tânăr de 26 de ani din comuna Padeș, bănuit de săvârșirea infracțiunii de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană aflată sub influența alcoolului. Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că în noaptea de 24 spre 25 decembrie 2019, tânărul a fost depistat de polițiști în timp ce conducea un autoturism pe drumurile publice, având o concentrație de 0,69 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Tânărul șofer, prins băut la volan, urmează să fie prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu cu propuneri legale.